și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor dimormite viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor dimormite viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor dimormite viață dăruindu-le. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfinte Ioane, Gură de Aur, roagă-te, Hristos Dumnezeu, pentru noi. Binecuvântați și iertați. Nu se văd să vă dați să vă răiază. Hristos a înviat. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru poporul român drept credincios de pretutindeni, Domnului
să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este măsurată și slavă neajunsă, a cărui mire este nemăsurată și iubire de oameni adânc negrăită, însuși să vrei pe iubirea ta, caută spre noi să stăm silica aceasta și vă băgate minile tale și minile tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Hristos a mea, adevărat a mea. Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește-o. Sfințește pe cei ce iubesc Bogdana casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește când dumnezeiască puterea Ta și unde-sa pe noi, cei ce nădăjduim pentru Tine. Iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce dăruit nouă aceste rugăciuni obștești și prerugăsuite, Cel ce și la doi și la trei care sunt în scumpul Tău ai făcut să vină ce devine, însuți și acum împlinește cel să fost alunilor Tăi de lucrurile nouă, vreacul de-acum și țara de Tău și în ceea ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce așezat în cerul cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba sa Fei Tale, făcam rău cu intrarea noastră prin prea Sfântul Tău Înger, ca și noi, ce vreau să vezi pe Tatăl, că ție să vă să și în vreciunea Tatălui și Dumnezeu și în vecii vecii. Binecuvântatul Sfântului Sfântului Tău, de una și purgă și în vecii vecii. Amin. Înțelepciune drept. Veniți să ne întâlnim Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne întâlnim să ne întâlnim Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne întâlnim să ne întâlnim Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne întâlnim să ne întâlnim Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Doamne, miluiește!
Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine și ne auzi, și ne auzi, noi și ne auzi, pre noi, pre noi, și în vecii vecilor. Dumnezeule cel Sfânt, care într-un Sfinț te odihnești, Cel ce cu glas de Sfânt lăudat Serafim, să lăudat Cerească închină, Cel dintr-o ființă, într-o ființă ai adus toate, care este Domnul și-a persoanele ta, și cu harul tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelegi și cel ce cere, nu treci cu vedea pe ce te greșește, ci prin păcăință spre mântuire, care din fericită noi smeriți și venici robii tăi și în ceasul acesta asta, înaintea slavei Sfântului Ferici, ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Însuți, stăpâine, primește în gurile noastre păcătoșilor, între ei Sfânta Cântare, ne cercetează cu noi de bunătate ta, iartă-mă că pe greșeala cea de voi, cea fără de voi, sfințește Sfântul noastre, ne dă nouă sfințe cu vioșie în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfintei, născătoare de Dumnezeu, Sfântul Sfântul care din veacul lui Dumnezeu, că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă la Țău, împreună ce-l fără Dumnezeu, dacă Părintești pe Sfântul Sfântul și Dumnezeu viață, pe care vă facă și părerea și învăce în vece în Rămâne. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat ești pe scaunul slavei împărăției tale, Cel ce șezi pe Dumnezeu de mâna tu și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos, voci tăcar. Amin.
Să luăm aminte, pace tuturor. Mare este Domnul Dumnezeul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui. Te laudați pe Domnul, că este bun. Înțelepciune. Să luăm aminte. Tămâieți aduceniție Hristoase, Dumnezeu nostru, întuneos, mâinirea sfârșicească, pe care primindu-l jertfel în cele de cerul, primite-ne harul prea sfântului și bunului și de viață, făcătorul tău Duh. Nouă Ierusalimie, că s-a adus să fie să ne salt acum și că bucură soarele de curată ascultare de Dumnezeu să veselește pe difundirea celui născut. Amin. Hristos a Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne dăm viață veșnică, închinăm unui Sfânt Îngerii Lui, celui de-a treia zi. Ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de strălucește-ne, slăbitorile oameni, lumina cea curată a cunoștinței tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei tău propovăduire. Pune în noi și frica Hristului coronă și ca toate cuvântul trebuie când Dumnezeu în cea sfârșit, cugetând și păcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu ești luminarea sufletelor și a tuturor noastre. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, cum pe nici fără de cât altă părinte, și prea Sfântul și Domnul și în viață, cum și pururea și în vece. Aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau, și sculându-se ar fi ereume, și toți cei împreună cu el, cei din Eresul, Saducheilor s-au umplut de pisman și a pus mâna pe apostoli și a băgat în temniță. Iar un înger al Domnului în timpul nopții a deschis ușile temniței și scoțându-i le-a zis: mergeți și stângrăiți poporului în templu toate cuvintele aceste-i-am. Pace ție celui ce ai citit.
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În ziua cea dintâia săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși: pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține ținute vor fi. Însă Toma, unul de cei 12 numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus, deci i-au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți sunt cei care nu au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, viață să aveți în numele Lui. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne,
Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Încă ne rugăm pentru poporul român drept credincios de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monași, monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai sfânt lăcașului acestuia. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și într-o tot cinstă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă. Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la robii Tăi și miluiește pe noi după mulțimile Tale și trimite îndurile Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă Tine mare și multă milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugați-vă cei chemați Domnului. Cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Să-i unească pe dânsii cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește,
apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul Tău. Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, ca nimeni dintre cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă din păcătosul și mântuiește. Nimeni din cei legați cu pofte și de să te trupești, nu este venit să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujit lucru mare și purtător, chiar pentru putere cele cerești, dar totuși pentru iubire de oameni, cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, că ai făcut om și arhii noștri făcut, și ca un stăpân a toate de la slujba sfântă, a acestei jertfe dulce și fără de sânge, că singur Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânește de cerești și de pământești, care Te poți pe scaunul heruvimilor, Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur ești Sfânt și Sfânt să Te odihnești. Deci pe Tine Te rugăm, Cel ce ești bun și mântuitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul robul Tău. Îmi curățește sufletul și inima de cugete viclene. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, să stau înainte Sfintei Misei acesteia și să jertfesc Sfântul și preacurătul Tău trup și scumpul Tău sânge, căci la Tine vin pe gândul urmașii mei și mă rog Ție să nu întorci față de la mine nici să mă repezi Sfântului Tăi. Ce bine vă să-ți fie atunci este darul de către mine păcătosul și necrednicul robul Tău, căci Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Noi, care pe heruvim cu taină, chivim și putem de viață pe ei, între ei Sfântă Puterea de Cel, toată grijă cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor să vin pe ciungul jurat în chip nevăzut de ce te îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taină în chipul și putere de viață trăim, între ei Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor să vin pe ciungul jurat în chip nevăzut de ce te îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taină Grijă de la ducem toată grijă cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor să vină și învățat în timp, nevățită îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Rămâne ți-a ducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, de bomicească, pe care primindu-l în jertfelnicul celor pe sfârșit celor și de harul prea Sfântului și mult viață, Făcătorul Tău Duh, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, Dumnezeu nostru,
pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Luminează, te luminează, pe numele Ierusalimului și soarele care se înseamnă acum și te bucură soarele pe care a pus pe Dumnezeu. Veselește-te într-o învierea celui născut al tău. Hristos a învierat și moartea pe moarte pentru tine, cel din viața lui. Hristos a învierat moartea pe moarte pentru tine, cel din viața lui. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne dăm viață veșnică, pentru că ne suntem vieții din cele de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moarte, cu moarte, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne dăm viață veșnică. Închinăm în Sfinte Învierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne dăm viață veșnică, închinăm în Sfinte Învierii Lui, celei de-a treia zi. Intrăm în casa Ta, intrăm în casa Sfântă Părintea Ta, Doamne, povățuiește-ne, răsmașii și lucrează-ne pe toate noastre. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat și nouă ne-a dat viață veșnică. Închinăm une Sfinte Învierii Lui, cele de-a treia zi. Să vă pomenească Domnul din Împărăția Sa totdeauna, pe pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu ne plăsește pe mine, păcătosul și mă iubiește. Binecuvântați și iertați, Dumnezeu să binecuvânteze, să uitați să vă domnească. Ridicați minevasă și cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Tămâine ți-aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, pe care primindu-l în jertfelnicul, cel mai presus de cerul, Dimitre Harul, preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Domnul Iisus. Înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe poporul român drept credincios de pretutindeni, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți în biserice și călugăresc să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe ostașii români, căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare într-o rodinie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini,
să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip, dă pe umbra curatului tău, cu giuși curatul și lumii, cu miresme în mormânt nou, îngropându-l, l-au pus. În mormânt cu trupul, în iarbă sufletul pe Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaunul cu tatăl și pe lucrurile cu sus, lasă Dumnezeu nostru, pe toate întâlnirile, cel ce ești în necuprins. Ca purtător de viață și lucrurile de traiuște, pe cum ar apărătească în luminața la Tatăl Iisus, mormântul tău, izvorul învierii noastre. Fă bine, Doamne, Dumnezeu, să-ți dea scăzut să lumele, atunci de binevoie jertfă de presupunosul și armele pe care vă pune pe altarul tău. Pentru cistele darul ce spus înainte, Domnul și Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, pentru Sfântă Biserica aceasta, și pentru Sfântul 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 Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, a o săvârși, la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Cu îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Iubite voi, Doamne, vor tutea mea, Domnul Iisus Hristos. Iubite voi, Doamne, Domnul Iisus Hristos, mea și femeia mea și zbăvitorul meu. Iubite voi, Doamne, vor tutea mea, Domnul Iisus Hristos, mea și femeia mea și zbăvitorul meu. Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om,
s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, cu pace a o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să avem inimile. Să mulțumim Domnului cu vrednicie și dreptate. Căci Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, sub gândul nevăzut neajuns, spre a fi și același Fiind, Tu și Măsuțiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și când iar și ridicat, Tu de depărtat de făcut de până acestor cele și de până acestor cele să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție, Unul Tău, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, pentru toate pe care știm, pe care le știm, pentru Dumnezeu cea toate zilele noastre s-a făcut nouă, mulțumim ție pentru via aceasta, pe care binevoită mine noastră și stau în ca mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, ce muse, fiindu și năsupari, care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Cu aceste fericite puteri și de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim, Sfânte și Preasfânt, Tu și un Sfântul Tău și un Sfântul Tău, Sfântul Sfântul Tău, Sfântul Sfântul Tău, că și Tu ai iubit lumea atât de mult, pentru un Sfântul Tău, și aibă viața veșnică. Acesta a venit toată lumea și a în noaptea în care a fost văzut mai vărtos, însuși este Sfântul Tău, în pâinea Sfântului Tău, în sale, mulțumim și Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, Sfântul Tău, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
asemenea și paharul după cină, zicând: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Atunci, dar de această vă rugăm care de cruce, de groapă, de vină cele zi, de slăcere și de cele greacă și de răsăvită, iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mi păcătosul, Dumnezeule, curățește-mi păcătosul, Dumnezeule, curățește-mi păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, ci lănoiește nouă celor ce le rugăm. Inimă curată și dește într-o mine Dumnezeule și Duh de înnoiește într-o cele din umplele mele. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, ci lănoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci lănoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Că aducem ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău, amin. Iar ceea ce este împotrivul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău, amin. Prefăcutură cu Duhul Tău cel Sfânt, amin, amin, amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși și să sus de păcatul. Împărtășea cu Sfântul Tău Duh, Stăpâne, Împărtășea cerurilor și să-i prezezi așa că de tine în slujbă ca să fie singur. Încă aduce în ție această slujbă duhovnicească cu cea de Sfântul Credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărinților puznici și pe tot ce Dumnezeu s-a sfârșit într-o dreaptă credință. Sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria. Îngerul a strigat către cea plină
bucură-te și iară zic, bucură-te că fiul tău a înviat, a treia zi din mormânt și premorți i-a ridicat. Veseliți-vă, popoarelor, popoarelor, luminează-te, luminează-te, noule, Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea celui născut, născut al tău. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Cu o gură și cu o inima slăvii și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri,
ce s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și greșelile noastre, la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor!
capetele voastre, Domnului să le plecați. Stă și bun, puțin. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Se sfărâmă, se împarte milul lui Dumnezeu, cel ce se sămoșe, se desparte, cel ce se mâncă pururea și începe să sășește și pe cel ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos, Biruitorul, plină puterea credinței, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântată este căldura Sfântului Duh, pentru că și căldura credinței plină de Duhul Sfânt. Cinstitul și preasfântul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să devine preotul Marius, spre iertarea păcatelor mele, spre viața de veci. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cei mai sunt. Cred că acesta este Cuvântul prea curat, Cuvântul și acesta este cinstit Sângele Părintelui, ce iubește și iartă și cele ce mai boli, cele care mai boli, cele cu știință și neștiință și mântuiască cele care mai sunt, să mărturisesc prea curat, spre care păcatul nu se învețe în veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, căci nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să lutează dacă iuda, ci de-l harul mărturisindu-mă. Stricție pomenește-mă, Doamne, când vei veni tu părăția ta, nu spre judecată sau spre o sfântă sau tine în părtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre dămânerea sufletului și a trupului. Amin. Iată, mă apropii din lucrul împărat. Mă împărtășesc eu, Dumnezeu, pentru Marius, cu ce știu că spui o sânge al Domnului și mă trebuie și pentru că nu știu să-mi spui spui pentru că amin. Iată, s-a atinsă cu zilele și toate fărăgile mă șterge. Iar lui Hristos a zis să ne închinăm unuia celă fără de păcat. Rup și de mine, Hristos a zis să ne închinăm unuia celă fără de păcat. Care și de mine, cu ziua cea neînseamnă. Oh.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți însă sunt cei care nu au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, iată-ne în cea mai tulburătoare duminică a întregului an. Tulburătoare pentru că este numită într-un anumit fel și toți suntem pregătiți, parcă ancestral, să dăm cu pietre în cineva. Foarte bine se simte omul când arată cu degetul la altul. Foarte bine se simte omul când constată că sub el se află altcineva. Că cineva a greșit mai mult decât el sau că cineva are o imagine mai șifonată ca a lui. Și iată că astăzi, spre satisfacția multora, avem de-a face cu duminica lui Toma. Până mai de ună zi chiar se scria în calendare duminica lui Toma necredinciosul. Cu alte cuvinte, se arată cu degetul către cineva care are o credință îndoielnică și atunci când noi ne mai îndoim, imediat ne raportăm, dar și Toma a făcut-o. E bine să știți că nu pentru acest lucru i s-a îngăduit lui Toma să nu fie în foișorul de sus, acolo unde erau toți ucenicii și frații săi, de frica iudeilor încuiați, atunci când a venit Mântuitorul, imediat după înviere, ci tocmai pentru a ne servi nouă un răspuns la întrebarea: ce mai ai fost tu acolo? Este plină istoria de această întrebare. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, în câteva cuvinte, ne spune că după înviere Mântuitorul a intrat în foișorul cel de sus, ușile fiind încuiate, la ucenicii și la apostolii care erau ascunși de frica iudeilor și le-a zis: pace vouă! Apoi le-a spus: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcaților ta și cărora veți ține, ținute vor fi. Și cu ei nu era Toma, unul dintre cei 12, numit geamănul. Și când a venit, i-au spus ucenicii: am văzut pe Domnul. Și el le-a spus: până când nu voi pune mâna în coasta sa și nu voi pipăi rănile lui, nu voi crede. După 8 zile, continuă Sfântul Evanghelist Ioan, a venit Iisus în foișor și a trecut prin ușile încuiate și le-a spus din nou: pace vouă. Și lui Toma i-a zis: Tomo, adu mâna ta încoace și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma i-a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul i-a spus: pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Dar fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Și Sfântul Evanghelist Ioan continuă: multe alte lucruri a făcut Iisus care nu s-au scris în cartea aceasta și care n-ar fi putut încăpea în cartea aceasta, referindu-se la Scriptură, dar acestea s-au scris ca cel ce crede în trânsul să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, iată că nu e vorba de nicio parabolă, nicio pildă, nu e vorba de vreun discurs al Mântuitorului, de vreo învățătură, ci este vorba de un fapt de viață. Între cele două episoade ale aceluia și în acele situații, s-au scurs însă 8 zile, pentru că la jumătatea Evangheliei spune după 8 zile. Așadar, noi ne aflăm acum în duminica în care Toma era și el între ucenici. E bine, am să vă spun astăzi câteva cuvinte despre încredere. Nu am să vorbesc prea mult despre credință sau despre încredințare, ci pur și simplu despre încredere. Între noi oamenii, fără această încredere, nu se poate face nimic, nicio punte de legătură. Dacă nu am avea încredere unul în celălalt,
nu am putea să mergem la un drum comun. Dacă nu am avea încredere, de exemplu, în dascălii noștri, n-am mai învățat lecția. Dacă nu am avea încredere în cel mai mare decât noi, nu am putea să mergem mai departe. Și noi ne uităm totuși de jos în sus, dar niciodată nu ne uităm și de sus în jos. Adică eu cer celui mai mare decât mine să mă facă să am încredere în el, dar eu îl fac pe cel de sub mine să aibă încredere în mine. Așadar, să lăsăm această atitudine ca numai elevul să se uite la profesor să aibă încredere în el, ci și elevul să fie atât de convingător încât răspunsul său către profesor să fie unul nu numai pertinent, dar și unul încărcat de încredere. Se spune că odată a fost angajat un cărăuș care avea o căruță cu doi cai să meargă dintr-un oraș într-altul cu niște mărfuri ale unui evreu, căruțașul respectiv ortodox fiind. Și nici de dimineață, la ora 5, s-a încărcat căruța, a urcat și proprietarul mărfii și căruțașul, au dat bici și au plecat. Când au trecut prin mijlocul satului, pe lângă biserică, foarte curios, evreul, proprietar, se uita așa, dar astfel încât să nu fie văzut că se uită atent, la căruțaș să vadă dacă se închină. Și a văzut că nu s-a închinat. Și a spus: Nea Ioane, stop, ne întoarcem. Pe cum? Lasă că-ți spun eu când dăm marfa jos. S-au întors și acum zice: dacă tot ne-am întors și mi-ai zis că... De ce ne-am întors? Păi zice: am trecut pe lângă biserică și nu te-ai închinat. Păi ce, tată, eu știam că ești evreu, mă, tale, ce te-ai botezat și nu știu eu? Zice: nu, eu sunt evreu, dar mă gândesc la tine. Dacă tu nu te închini, înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu. Eu nu pot să merg la drum cu cineva care nu are încredere în Dumnezeul lui. Nu vroiam să te închin la Iahve, ci la Dumnezeul tău. Iubiți credincioși, așa se întâmplă și cu noi. De multe ori credem că stând lângă altcineva, trebuie neapărat să-i respectăm credința lui. Nu! Noi suntem chemați să respectăm credința noastră. Cu cele ale noastre să fim încredințați și credincioși. Nu a fost Toma astăzi în foișor să spună alte lucruri decât ce îi se părea lui? N-a spus ce făceau cei de la sinagogă? N-au spus despre cei care se bucurau că au scăpat de cel care le vorbea despre schimbările de lege și de toră? Nu, ci pur și simplu se referea la el. Încrederea pe care însă i-o cere Mântuitorul lui Toma este un act real pe care trebuie să-l învățăm și noi. Ne se cere să avem încredere în mai marii noștri, dar și în mai micii noștri. Ce ar însemna să nu avem încredere niciodată în cel pe mâna căruia ne aflăm? În dreapta volanului când mergem cu cineva sau în cala vaporului sau pe scaunul avionului, ce ar însemna să nu avem încredere în cel care ne conduce? Ne mai interesează când ne așezăm pe un scaun câte clase sau ce pregătire are celălalt? Nu, poate că are pregătire mai mică decât a noastră, dar trebuie să avem încredere în el. Vedeți, încrederea nu este numai în sus, este și în jos. Despre această încredere ne spune odată un copilaș care, fiind văzut cum muncește de greu, a fost întrebat de un oarecare: măi băiețaș, dar nu ți se pare, mă, că doi saci e prea mult pentru tine să cari? Și s-a întors și a spus: nu, pentru că cei care mi-i pune în spate, cel care mi-i pune în spate este tatăl meu și eu am încredere în el, știe el cât pot să duc. Și Dumnezeu la fel, pune în spatele nostru ceva și nouă ni se pare că e prea mult sau altor ni se pare că ne-am pus prea mult. Și nu, trebuie să știm că dacă avem încredere, putem să ducem chiar și mai mult decât li se pare celorlalți că ducem. Se spune altădată că
un oarecare, tot așa, aflându-se la stingerea unui incendiu, vede de undeva un copil la o fereastră și a spus, aruncă-te, că suntem aici și te prindem. N-a vrut să se arunce copilul acela. Și în sfârșit l-au chemat pe tatălui și a zis, măi, Marinică, hai mă că sunt tata, aruncă-te. Și a zis, tată, nu văd nimic, că e numai fum. Dar dacă m-ai auzit tu, mă arunc. Și s-a aruncat și l-a prins tatăl. Această încredere înseamnă inclusiv o aruncare în orb, așa zis. Această încredere în celălalt este un lucru pe care ni-l cere legea firii noastre. N-am putea să stăm lângă cineva dacă n-am avea încredere în cineva. În acel cineva trebuie să avem încredere. De aceea nu am vrut să merg astăzi să vă povestesc ceva despre credința sau necredința lui Toma. Nu! Acest apelativ pe care îl dă toată lumea lui Toma de necredincios nu este cu nimic adevărat. Adică era Toma mai necredincios decât Petru, care s-a jurat că nu cunoaște pe omul acela nici de cum. Era Toma mai presus sau mai prejos decât ceilalți? Nu. Îmi aduc aminte că Părintele Arsenie spunea că Dumnezeu, Mântuitorul, i-a iubit pe toți cei 12 apostoli la fel. Zice, da, tată, dar i-a iubit la fel, dar nu cu felul său, ci cu felul fiecăruia, fiecare cât putea să primească. Ați auzit că se spune despre Ioan că era cel mai iubit? Da, pentru că el cerea mai multă iubire. Avea vasul mai mare, trebuia umplut cu mai mult. Ca și când am avea pahare mari și pahare mici și după ce le umplem, nu putem să spunem despre cel mai mic că e mai puțin plin decât cel mai mare. Dacă e plin, nu mai interesează cantitatea, ci calitatea de plin. Și noi, poate că avem posibilitatea să ne apropiem de Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Dar nu asta contează. Contează să ne apropiem de Dumnezeu de tot. Adică credința noastră să fie pe măsura posibilităților noastre. Dacă putem mai mult, primim mai mult. Dacă avem un bagaj mai mare, ni se umple cu mai mult. Dacă l-avem bagajul mai mic, ni se umple cu mai puțin. Dar când este plin bagajul nostru, nu ne mai mustră nimeni că e mai plin sau mai gol, ci pur și simplu este plin. Ei, alta însă este situația cu sufletul nostru. Sufletul nostru este așa de mare încât Dumnezeu încape cu totul. Cel neîncăput de ceruri încape în noi, dacă avem încredere în El și mai ales dacă lăsăm să coboare la noi. Într-o fire egoistă, plină de sine, unde poate să mai încapă Dumnezeu? Unde poate să mai sălășluiască încă cineva dacă este o casă plină? Până când ne vom dezgoli de noi, nu putem să-L primim pe Dumnezeu. Ei bine, așa se întâmpla și cu Toma. El era plin de gânduri. Și atunci când i-au zis ucenicii, am văzut pe Domnul, el n-a fost mulțumit. Și la un moment dat, ca și când le-ar fi spus, l-ați văzut sau vi s-a părut? Și a spus, nu, eu nu-s ca voi. Dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. Să nu credem că Toma trebuie să fie acum în fața noastră așa un elev scos la tablă, pus la colțul de rușine. Nu. Toma a vorbit pentru fiecare dintre noi. Vă imaginați ce ar fi fost foișorul cel de sus fără Toma? Toți ar fi crezut și acum noi ne întrebam, mai sunt și cârcotași între noi. Dar o fi fost, chiar nu s-a deschis ușa aia, a intrat așa. Acum fizicienii ăștia cu tot felul de fotoni în panoplia lor, poate că o să creadă că o fi fost o hologramă. Și atunci întrebarea aceasta, o fi fost sau nu o fi fost, iată că ne rezolvă Toma. Fără Toma, actul de arătare din foișorul de sus ar fi fost ciuntit de veridicitate.
Și iată că Toma, din epitetul de necredincios, trebuie să primească un alt epitet din partea noastră. Toma, geamănul necredinței noastre, geamănul îndoierilor noastre, pentru că nu degeaba se zicea geamănul, e geamănul nostru. Dar să știți că fără el, nici noi n-am fi avut suficiente argumente în fața celorlalți. Iată că a venit astăzi și culmea. Când i-a zis Mântuitorul, adu mâna ta și pun-o, n-a mai fost nevoie să pună mâna în coasta Mântuitorului. Nu l-a mai atins pe Mântuitorul. Și știți de ce? Pentru că al atinge pe Mântuitorul erau în mintea lui pregătite atunci când nu îl văzuse pe Mântuitorul. Vedeți câtă importanță are și vederea? Are importanță foarte mare. Noi vedem pe cineva și la un moment dat ni se face milă de el. Dar imediat rațiunea începe să ne joace feste și să ceară semne și minuni. Mă, dar ăsta e așa pentru că dacă a îngăduit Dumnezeu să fie așa, înseamnă că merită să fie așa. Nu, nu, nu. Nu așa trebuie să ne punem problema. Omul acela se află într-o anumită situație și apare în fața noastră într-un fel. Noi atunci trebuie să ne aducem aminte de Toma. Bă, stai așa puțin. Ce-a făcut Toma când Mântuitorul i-a zis, adu degetul și pune în coasta mea. A zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce-a făcut samarineanul când l-a văzut pe cel rănit, lăsat abia viu în mâinile tâlharilor? I s-a făcut milă. Așadar, vederea trebuie să aibă un efect în noi. Să aibă credința ca efect, milostivirea și trecerea la acțiune. Să știți că nu este suficientă o încredere în celălalt numai declarativă. Nu, trebuie să fie una cu totul și totul lucrătoare. Dacă tot avem încredere în cineva, cu siguranță că trebuie să ne comportăm ca atare. Imaginați-vă că noi am fi pedepsiți de Dumnezeu pentru necredința noastră prin a se lua încrederea oamenilor de la noi. Știți ce înseamnă asta? În timpul Evului Mediu existau jurămintele de vasalitate și cea mai mare pedeapsă pe care avea dreptul să o dea papa unuia era să-l dezlege de loialitate, adică de încrederea celorlalți. Supușii nu mai aveau încredere în el și era un om terminat. Pentru că nimeni nu-l mai asculta, nimeni nu mai împlinea nicio poruncă și era dezlegat de încredere. Păi să știți că aceasta este pedeapsa pentru neîncrederea pe care o avem noi față de Dumnezeu. Dumnezeu ne ia de la noi încrederea celorlalți în măsura în care noi nu avem încredere în Dumnezeu. Imaginați-vă că ați spune cuiva un adevăr și acela v-ar spune franc, nu te cred și nu te crede nimeni. Gata, ești un om de nimic. Într-adevăr, asta ar fi pedeapsa pentru neîncrederea pe care și noi o arătăm celorlalți. Încrederea, să știți că are un curs de jos în sus și de sus în jos, așa cum am spus, și trebuie să ținem neapărat la acest curs. A avut încredere după ce a văzut pe Mântuitorul Toma, apoi să știți că și toți cei din India, unde a propovăduit Toma Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, au avut încredere în el. Vă să zic că dacă vrem să aibă lumea încredere în noi, trebuie și noi să avem încredere în ce s-a întâmplat înainte. De exemplu, dacă nu am avea încredere în istoria noastră, măcar așa, în câteva aspecte esențiale, n-am putea să fim așa de siguri ce suntem sau cine suntem. Bine, nu intrăm în amănunte acum de ordin de istorici care se întrec unii între alții în a-și preschimba identitatea. Nu, ci în lucrurile mari. De exemplu, lucrurile mari, să știți că nu înseamnă neapărat Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân. Nu, nu, nu. Bunicul nostru, tata, ca
Ca să intrăm, nu vorbim despre 1989, despre ce s-a scris, nu, dacă am trăit atunci, să dăm mărturie pentru o frântură mică. Nu, tata, bunicul, atât. Mama, tata, unchii, asta este istoria. Să nu credeți că despre altceva vorbesc. Istoria aceasta ce ar însemna dacă am privit-o cu nesiguranță sau cu neîncredere? Când ne-ar spune cineva, da mă, dar știi bunică tu, e din familia cu tare? Da mă, este. Da, dar de unde știi tu că... Gata măi, face parte din istoria mea. Dacă nu era bunicul, nu eram nici eu. Asta înseamnă să ai încredere. Este un fir de care ne tragem și prin care ne tragem unii spre alții și este firul acela pe care ni-l trimite îngerul ca să ne ridicăm în rai. Se spune că odată, din iad, cineva ajunsese mai sus și l-a rugat pe Dumnezeu să-i trimită ceva, să iasă și el de acolo, că el crede că a stat destul. Și a spus, bun, nicio problemă. Și a trimis un fir de păianjen și s-a prins de el. Și a început să se ridice. Și când a început să se ridice, unul văzându-l că se ridică, s-a prins și el de piciorul lui. Și a spus, nu, lasă-mă că se rupe firul. Nimic. S-au prins după altul și altul. El s-a scuturat de toți și când a rămas singurel, el, numai el și cu firul, a zis îngerul, gata, îți tai eu firul. De ce? Pentru că dacă îi țineai pe toți, nu se rupea. Acesta este firul încrederii. Trebuie să avem încredere unii între alții. Ce ar însemna ca eu acum să scormonesc cu mintea și să mă întreb, bă, dar ăștia în pastilele mele, ele 16, cât iau acum pentru diabet, bă, ori pune ăștia chiar substanța activă, ce ar însemna? În primul rând aș fi un nefericit, un om nesigur pe el și nu m-aș baza pe ceea ce s-a făcut cu sudarea minții și a inteligenței unora sau altora, să ajungă până la mine, într-o anumită formulă, un ajutor pentru neputința mea. Deci mă bazez pe ceva. Ce ar însemna ca ori de câte ori, eu când iau pompa să pun benzină, să mă gândesc, bă, dar ăștia nu ar avea motorină aici. Viața mea ar fi un calvar. Dacă nu am avea încredere unii între alții, viața noastră ar fi un calvar. Am începe să ne îndoim. Ei, aici am vrut să vă aduc. Pentru că lui Toma i s-a încredințat să nu fie în prima zi, tocmai pentru a ne arăta nouă ce înseamnă încrederea unora între alții. Nu e vorba de credință, de credința aceasta ca legătura noastră cu Dumnezeu, ci de încredere. Pentru că cine nu are încredere în celălalt, nu poate să aibă nici credință. Pentru că spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, acela nu este într-o adevăr. Nimeni nu poate să iubească pe Dumnezeu dacă pe aproapele său îl urăște. Ei, iată că încet, încet am înțeles că de fapt Toma este aliatul nostru. În el trebuie să avem încredere, nu trebuie să-l mai blagoslovim așa cu tot felul de epitete, că necredinciosul și așa mai departe, nu. Datorită lui am învățat că între noi trebuie să relaționăm neapărat cu încredere. Și veți spune, bine, bine, dar dacă cineva ne-a înșelat încrederea? Ei, să știți că excepția întărește regula. Nu trebuie să fim noi suspicioși. Nu trebuie să etichetăm noi pe celălalt și să spunem, în ăsta am încredere și în ălalt n-am încredere. Nu. Pentru că în măsura în care îi luăm pe toți, să avem încredere în ei, nu suntem naivi. Îi cerem lui Dumnezeu să ne apere El. Pentru că nimeni nu ne poate apăra dacă cineva nu merită să avem încredere în El. Decât Dumnezeu care se uită la noi și așa, aducându-și aminte și de Toma, zice, nu fi necredincios, ci credincios. Sărăcuțul de el, să uite Dumnezeu de sus la noi, zice, a avut încredere. E, atunci, hai să-l trecem prin altă parte, să nu se mai întâlnească cu omul acela.
V-a rânduit Dumnezeu, dar numai în măsura în care sinceritatea noastră lucrează. Sinceritatea noastră nu înseamnă neapărat că suntem naivi, ci înseamnă că ne-am încredințat lui Dumnezeu. Dacă eu m-am întâlnit cu cineva care înseamnă un sac pentru mine și după ușă m-am întâlnit cu altcineva care înseamnă încă un sac pentru mine și nu trebuia să am încredere nici într-unul, nici într-altul, dacă mă întreabă cineva, bine mă părinte, da, Mata chiar așa, te-ai pus la mintea lor? Da, da, cel care mi-a pus în spate e Tatăl meu, cel ceresc. Nu puteam să-i zic, tată, știi ce? Ăsta e, păi, Dumnezeu zicea, păi, mie îmi spui? Se spune că nu poate niciun păcătos să nu fie iubit de Dumnezeu. Și mai ales se spune că Dumnezeu iubește pe un păcătos mult mai mult decât poate să-l iubească pe el un credincios care se roagă în fiecare zi. Nu poate să existe ființă pe fața pământului fără să nu aibă un credit la Dumnezeu pe care Dumnezeu să îi-l acorde. Și atunci, de ce să-l opresc eu? Poate că Dumnezeu va face dreptate prin mine sau prin altcineva. Și în momentul în care eu accept sarcina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, atunci pot să spun cu zâmbetul pe buze, dacă mă întreabă cineva ce e cu aia pe care îi cari, spun, mi-a pus tata în spate. Știe el că pot să-i car în primul rând. Eu zic să încerc să rânduiască Dumnezeu ca astăzi de Duminica Tomei să plecăm spre casele noastre cu gândurile că suntem datori să-i mulțumim lui Toma că prin el am învățat că între noi trebuie să practicăm încrederea. Dacă nu o vom practica, nici Dumnezeu nu poate să ne răspundă așa de frumos cum i-a răspuns lui Toma. Adu degetul tău și pune-l în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și fericiți sunt cei care nu au văzut și au crezut. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Hristos să-L via din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormite viață de lui Dumnezeu. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat trupul tău și acesta este cinstit sângele tău, deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tare păcate, lumele spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, căci nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare să ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă, stric ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace să ieși. Domnului să ne rugăm.
Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădășesc cu Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc pe casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu lăsa pe noi cei ce nădășesc cu Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoșor cu poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este o grădere de luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe care primindu-l Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și noi de viață veșnică în timpul Sfintei Învierii Lui celei de a treia zi. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade și de sfârșirea și rana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, era atât mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor usa întrânsele, căci acestea sunt slava Ta și zvecizirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus înaintea de către obitei. Încă și spre păpunea celor s-au săvârșit într-o dreapta credință și dăruiește bunul celor ce au înfruțat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cele ce de către mântuiește de Sfântul Abundanților Tale celor veșnice. Pentru rugăciune prea curatei, prea binecuvântatei, stăpânei noastre Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria și a tuturor Sfinților care din veacul binecuvântăție, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne vrem viață veșnică. Închinăm în Sfântul din Dumnezeu de-a plăcut. În alegi și a prorocilor însuși fiind Hristoasă, Dumnezeu și să vă cuvintească de lucrurile și pe semnul nostru și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Nu e viață veșnică, în Hristos, în cele de-a treia zi. Hristos a înviat. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Cel ce prin ușile încuiate a intrat la sfinții săi ucenici și apostoli și pe Toma l-a încredințat, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul sândăcașului acestuia, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit,
și pentru rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, după cum bine știți, săptămâna luminată s-a încheiat aseară, cu vecernia. Am intrat acum în cea de-a doua săptămână de după învierea Domnului. Știți că duminica este prima zi a săptămânii, din grecescul Ismia Savaton, cea din tâia sâmbetul, adică duminica, cealaltă zi. De multe ori v-am mai spus și despre rânduiala care se face în legătură cu cei răposați. Este adevărat că societatea ne-a dus într-o zonă în care sâmbăta și duminica fiind zile mai libere, sâmbăta fiind îndeopște cunoscută ca o zi de prăznuire și de pomenire a celor adormiți, s-a considerat să se facă rânduiala așa numită a Paștelor Blajinilor, începând de sâmbătă, dar nu este corect, pentru că trebuie să avem încredere în ceea ce ni s-a spus că în săptămâna luminată mormintele sunt goale. Mormintele sunt goale pe dinăuntru, dar să nu credem că trebuie să le lăsăm pline de buruieni pe afară. Adică avem voie să ne ducem pe la cimitir, să mai dăm cu o sapă, mai udăm o floare, dar nu trebuie să scormonim așa înăuntru cu vreo rugăciune, pentru că altfel exact la necredința lui Toma o să ajungem. Ce o să facem? Stai bă, ia să vedem. Eu dezgrop și văd dacă mai e cineva. A zis părintele că sunt goale. Nu așa se pune problema. Mi-aduc aminte că acum vreo 4 ani de Paști, doar ce se întâmplase parasasul de un an al bunicului unui copil care era la vârsta de 3 ani. Și după ce s-a terminat slujba de înviere afară, când s-a intrat înăuntru, el a tras-o de mână pe bunică și i-a spus: hai acasă, cred că a venit bunică, căci că toți morți au înviat, dacă nu vom avea credința aceea. Degeaba am venit la biserică, degeaba ne mai unim unii cu alții dacă nu avem credința aceea că totul este real. Este o ușurință de a vorbi cu cei răposați în perioada aceasta. Este o ușurință de a ne plimba cu mintea peste tot. Și îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că ani de zile tot am vorbit despre aceste două zile de sâmbătă și duminică. Sâmbăta dinaintea duminicii Tomii și duminica, ziua învierii, în care nu se fac parastase. Acum să știți că cimitirile sunt pline, să nu credeți că eu nu știu lucrul acesta. Dar, din păcate, sunt și ucenici de-ai mei care încă acum sunt în cimitir. Dar să știți că nu mă amăgesc că tot ceea ce vreau să mă învăț eu aici trebuie să ține toată lumea. Nu, dar trebuia să mă descarc și eu într-un fel. Trebuie să-mi primi și mie spovedania din când în când. Nu sunt trist, dar sunt mâhnit. Pentru că îmi pare rău că acesta este un argument că nu se crede în înviere cu tot sufletul. Mai bine să facem
venirea la mormânt, domne, mâine nu mai sunt liber, da, bun, mă duc sâmbăta viitoare. Bă, mi-a zis mie cineva, poate că are, e îndreptățit să spună lucrul acesta, domne, sâmbătă și duminică, în săptămâna luminată și în duminica Tomii, mă duc decât să sap mormintele, atât. De ce să mă amăgesc eu că fac un lucru care de altminte nu e primit? E clar că nu e primit. A, o să spuneți că vă instig ca nu cumva să dați de pomană cuva? Nu, nu. Am zis, n-aveți ce căuta la morminte până mâine, pentru că mâine este o zi în care a rândui biserica care duce la morminte. Vreau să înțelegeți că grija mea cea mai mare este aceea de a vă da o mărturie despre credința învierii. Vreau ca cine se îndoiește să vină și să mă întrebe pe mine. Eu, unul personal, dacă nu aș fi crezut în înviere, nu puteam să stau în fața dumneavoastră. Nu puteam să fac nicio slujbă a înmormântării dacă nu aș fi avut credința învierii. Nu aș fi putut să fac niciodată slujba cununiei dacă nu aș fi crezut în harul care se coboară în mod cert la cununie să-i ajute pe cei doi să meargă împreună, să aibă încredere unul într-altul. A, și vei spune, da, dar cred că știți și de divorțuri. Dar bineînțeles, am avut fericita ocazie să cunun atât fostul mire și fosta mireasă, cu viitorul mire și cu viitora mireasă. Nu sunt venit după altă lume, să știți. Lumea se caută, se îngăduie sau nu se îngăduie, dar harul este coborât. Dar dacă nu vrem să-l folosim, ca și când acum eu, n-aș vrea să mai folosesc mașina să mă duc pe jos, până acasă. Ce, poate să mă acuze cineva că nu mi-am folosit propria mașină? Nu. Așa e și cu harul. Pot să nu-l folosesc, dar, slavă Domnului, mi-ar dat Dumnezeu să-l folosesc mereu. Harul se dă odată cu preoția, odată cu toate tainele, decât că, vă mai aduceți aminte expresia, vă duceați pe la magazinul Universal și întrebați dacă au marmeladă, ci că ținem, dar nu avem. Adică magazinul ținea, dar nu avea. Așa e și cu preoția. Ce ținem, dar momentan e plecat. Și spuneți să mă ocupă și cu altceva. Treaba, nu, Doamne ferește, nu vreau să ocup mintea noastră cu alte gânduri, Doamne ferește, nu. Vorbeam despre mine. Mă străduiesc să fiu decât un martor. Atât. Și v-am spus, vă dau mărturie că mormintele sunt goale. Mai mult nu vă pot spune. Mâine mergem împreună la morminte, facem toată rânduiala, ne rugăm împreună, dar astăzi, dacă vreți să mergem, v-ați zis, mergem și săpăm. Deși e duminică, vă dau dezlegarea astăzi să vă duceți să săpați mormintele. Nu o să mă poată acuza nimeni. Să vă dea Dumnezeu credința în înviere, care este un adevăr. Nu este o frază, nu este o teologisire, nu este o rugăciune, este un adevăr. Credința în înviere trebuie să fie și odată cu mărturisirea Hristos a înviat, pe care vreau să o folosim până la înălțare și apoi Hristos a înălțat până la bogorârea Duhului Sfânt, astfel încât să dăm mărturie pentru faptul că suntem dintre cei care ne-am încredințat, cum s-a încredințat și Toma astăzi, că Hristos a înviat. Să vă dea Dumnezeu multă putere și mult ajutor, toată binecuvântarea și tot folosul din lume. Hristos a înviat! Pentru că încă mai suntem după vinerea izvorului tămăduirii, astăzi vă voi boteza și vă voi binecuvânta să luați aghiazmă. Să vă dea Dumnezeu spor mult și ajutor. Până la Rusalii, să știți că nu facem Sfântul Maslu, pentru că nu vreau să fie și cârcotaș, că se îngenunchează, că nu se îngenunchează, e o problemă foarte delicată. O să vă povestesc altă dată. Dar nu vom face în biserica noastră decât după Rusalii taina Sfântului Maslu. Vă mulțumim tare mult de îngăduință. Hristos a înviat!